Pausa. Tatăl nostru Sfânt și Bun, care ești în ceruri, slăvit pe un dat binecuvântat, mărit să fii, pentru că ești Dumnezeul nostru. Amin. Te rugăm să fii prezent prin Duhul Tău cel Sfânt în mijlocul nostru, în inimile noastre. Amin. Te rugăm din toată inima să faci ca să avem o zi mult binecuvântată, să simțim prezența Ta, alinarea și mângâierea. Te rugăm să mult binecuvântezi mesajul Tău din această dimineață, fă ca să pătrundă în inimile noastre și să o punem în practică noastră de zi cu zi. Te rog să faci ca șederea noastră aici să fie după voia Ta și fă ca să aducem slavă și onoare numele Domnului nostru Iisus.
pentru că te-a rugat în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Pacea Domnului! Ne bucurăm să fim din nou împreună și cu o așa ocazie, pentru că ne pregătim de deschiderea Asociației Ridică-te și umblă, filiala Oradea, ca o deschidere pentru întâlnirea de la 11, de la care o avem pregătită pentru dumneavoastră, vă aduc în față două povești de viață care s-ar putea să vă pună pe gânduri puțin, că nimic care e în jurul dumneavoastră nu vă poate să vă țină departe de Hristos. Acest lucru vă poate pune în situația să vă gândiți că astăzi este a dumneavoastră doar prin puterea lui Dumnezeu. Mâine nu se știe dacă nu veți ajunge la fel. Și poate că așa vom învăța să vedem că dizabilitatea este nu doar o limitare fizică, ci este mai mult decât atât. Trebuie să vedem dincolo de limitarea fizică, dincolo de dizabilitate, de ce se vede. Trebuie să vedem în inima omului. Hristos se uită în inima omului și de aceea vă propun pentru următoarele minute două povești de viață. Cristina Ioana Maghiu, din Carei, Satul Mare, și Cătălin Pacu, din Târgoviște. Vă doresc vizionare plăcută și sper să fie de folos. Dacă înainte am participat la multe întâlniri și competiții și ieșiri cu cei de la Asociația de Nevăzători, cei de la Ridică-te și umblă sunt oameni după inima mea. Aici mă simt extraordinar și cât pot am să fiu mereu prezentă, cum am venit și de data aceasta, chiar dacă va trebui să vin în cărucior și tot am să vin, pentru că nu știu cu boala asta ce se va întâmpla. Cristina Maghiu a venit tocmai din Satul Mare pentru aniversarea asociației și a împărtășit celor prezenți experiența sa cutremurătoare despre suferință și determinare. Am deficiență vizuală, m-am născut cu cataracte congenitale la ochiul drept și strabis. În ciuda acestei afecțiuni am avut parte de o copilărie fericită, o să spun. Soarele strălucitor acelei perioade doar norii cenușii mai reușeau să-l umbrească. Atunci când trebuia să merg la nenumerate controle și investigații la diversi medici care, din păcate, nu s-a găsit niciunul dintre ei, dumnealor să își asume răspunderea ca să fiu operată. Debea în anul 1992, am fost operată la spitalul militar din București de către regretatul profesor Cristocea Benone. Operație reușită, toată lumea a fost extrem de bucuroasă, inclusiv eu, pentru că mi-am recăpătat vederea ochiului drept, ochi cu care înainte vedeam doar foarte puțin, așa ca printr-o pâlpâie de ceață deasă. Mai după cum bine știm toți dintre noi, bucuriile pământești, din păcate, sunt de scurtă durată, astfel încât la nici de o săptămână după acea intervenție m-am lovit la ochi, a trebuit să revin la București pentru a-mi fi salvat ochiul. Implantul de cristalin nu s-a mai putut realiza în acest caz. Dar tot răul spre bine, pentru că în anul 1993 am pășit pentru prima dată pe porțile liceului pentru deficienți de vedere din Cluj-Napoca, absolvind acolo clasa 7-a, respectiv a 8-a, inclusiv liceul, profil filologie, istorie, după care, chiar dacă eu aș fi dorit să urmez studiile universitare la Facultatea de Limbi Clasice, secția latină greacă veche, am urmat studiile post-liceale de la Centrul Regina Elisabeta din București, absolvind acolo și primind diploma de
Da, de fizioterapeut, masăr. Eu am considerat că totuși a fost un lucru bun pentru că studiind medicina am reușit să mă înțeleg o altă afecțiune de care sufăr. Am fost diagnosticată 97 de maladia neurofibromatoză Recklinghausen. Este o boală destul de rară, nu frumoasă, cu toate că generează nenumărate tumori pe traiectul nervilor, chiar din structura celulară a acestora. Din cauza aceasta, în 2004, când deja lucram la un salon de frumusețare, restând acolo nu doar masaj, ci eram și instructor fitness și mă ocupam și de partea de saună, boala și-a făcut prezentă. Și-a făcut simțită prezența în corpul meu, astfel încât am fost reexaminată, descoperindu-mi se o tumoră destul de mare în partea stângă, aici așa, fosta stângă, cum se zice medical, în spatele urechii stângi. În 21 martie 2005 am fost operată de acea tumoare, fiind extirpată. În urma operației, în urma căreia m-am ales cu două sechele, surditate pe partea dreaptă stângă și pareză facială pe aceeași parte, dar m-am bucurat că totuși mi-a rămas glasul, pentru că era riscul de a-mi pierde vocea și chiar gustul. Mi-a rămas urechea dreaptă și într-adevăr, acum, la ora actuală, aud și cu urechea dreaptă destul de rău, chiar dacă am proteza auditivă. Însă, nu am deznădăjduit nicio clipă, pentru că eu întotdeauna mi-a plăcut să iau ce este mai bun din orice situație în care am fost vârâtă, chiar dacă a fost una negativă. Astfel încât, după ce am fost pensionată în 2005, am luat contactul cu Asociația de Nevăzători ca să particip la diversele activități pe care ei le-au organizat în cadrul asociației. În 2008, când am fost operată din nou, pentru că în altă parte frumoasa boală a mai generat o tumoare, aici așa sub lobul frontal, sub osul frontal, mă refer. Era destul de mare, cam de dimensiunea unui pumn uman. În jurul ei mai erau încă 7 mai mici. De data aceasta nu m-am ales cu o sechelă vizibilă, ci cu o epilepsie, dar reușesc să o țin sub control cu tratament medical. În 2009 am cunoscut niște nevăzători care organizau pe conferințe creștine online, astfel încât am citit pentru prima dată Biblia și m-am bucurat nespus de mult când am ajuns la pasajul vindecării orbului din naștere. Atunci am înțeles că Dumnezeu dorește să își arate slava în mine, așa cum dorește să își arate slava în absolut toată lumea. Și eu mă consider o persoană fericită, chiar dacă în continuare merg la controle, la intervenții chirurgicale. Slavă Domnului, acum Spitalul Bagdazar are în dotare un aparat mai performant și nu mai necesit să fiu deschisă, în sensul că să mi se facă trepanație craniană ca să fie extirpate acele tumori. La activ am 19 tumori care au fost rezolvate. În iunie urmează o nouă intervenție chirurgicală. Va decide domnul doctor dacă îmi va iradia 3 tumori sau 4, cam 4, dar depinde de dimensiunea lor, că nu are dreptul și voie să dozeze prea multă radiație. Dar eu mă consider o persoană binecuvântată, pentru că eu am înțeles că orice încercare Dumnezeu îngăduie în viața mea, El îmi dă puterea ca să trec peste acea încercare și El pregătește soluția pentru problema prin care eu trec.
Ce ați fi făcut în locul Cristinei, la ce ați văzut? Cât de descurajați ați fi fost? Cât de greu este, poate, la prima vedere, dar Dumnezeu l-a luat de parte ei și să știți că la același entuziasm îl are la 37 de ani, se bucură. O să vedeți dacă veți veni la deschiderea filialei noastre, de pe 14 octombrie 2018, la ora 14, la restaurant vegetarian, Chris, duminica viitoare. Veți vedea, o puteți vedea pe Cristina în carne și oase, ca să spun așa, și veți vedea o experiență vie și să vedeți că nu sunt doar imagini, ci sunt lucruri reale pe care le trăiește. Dacă materialul este gata, poate să fie derulat. Veți vedea o poveste și mai cutremurătoare decât a Cristinei. Audio măcar. Să... Îl poți găsi și pe YouTube, poate, dacă de acolo poți prelua. Povestea lui Cătălin începe cu a fost cândva un copil, ca toți copiii. Apoi, la 2 ani, în urma unui vaccin, viața sa a fost marcată pentru totdeauna. Nu poate merge, nu-și poate folosi mâinile și nu poate vorbi decât în vocale. Depinde de cei din jurul lui și totuși uimește prin entuziasmul credinței. Zice cuvântul? Zice cuvântul că în el avem totul. Pun el putem totul. De ce? Pentru că el ne întărește. În el am totul. Cătălin Pacu și-a dorit mult o familie. I-a cerut-o lui Dumnezeu și a primit o soție iubitoare și un copilaș minunat. Se consideră un binecuvântat al cerului. Am gură, am mâini, am picioare. Poate vă gândiți? Poate vă gândiți unde e gura ta? Nu poți să vorbești clar. Uite gura mea. Poate vă gândiți unde e mâinile tale. Eu nu pot să iau acest pahar singur. Să-l beau. Îl vărs pe mine. Uite mâna, mâna mea. Poate ziceți unde e picioarele tale? Băieții aceia care m-au adus aici, e picioarele mele. Iată, nu-i adevărat. Că am tot un Domnul Iisus. Și mai avem ceva. Viață veșnică. În el. Apoi a înțeles că armonia căminului se va regăsi numai într-o casă proprie, astfel că a proiectat o casă și a ridicat-o împreună cu prietenii săi. Chiar el a lucrat în genunchi, făcând beton și mânuind uneltele de construcție. De altfel, cu multă hărnicie, îndeplinește majoritatea activităților administrative ale casei. Încă de la început, a luat în calcul un spațiu pentru întâlnirile persoanelor cu handicap. Cătălin Pacu mărturisea: visez la ziua când casa va fi plină de oameni cu handicap, asemenea mie, care se vor bucura, vor vorbi, vor cânta. Atunci, eu mă voi retrage într-un colț și voi plânge de bucurie. Acesta este visul lui Cătălin Pacu. L-a împărtășit domnului său și așteaptă în tăcere răspunsul.
limitarea fizică, determinată de handicap, nu îl împiedică pe Cătălin Pacu să facă planuri pentru a-i ajuta pe alții, deși nu deține resurse proprii. A doua familie a lui este Asociația și Biserica Ridică-te și umblă. Este nelipsit de la întâlniri, fiind unul dintre promotorii și organizatorii filialei de la Târgoviște. Niciodată nu se plânge de condițiile modeste, deși iarna bate la ușă, iar familiei Pacu îi lipsește căldura și apa. De asemenea, încă așteaptă soluții pentru amenajarea spațiului destinat întâlnirilor și taberelor persoanelor cu handicap. Cătălin Pacu inspiră prin credința și curajul său în ciuda handicapului grav, reușind să-și clădească o viață a credinței și scopului, influențând și pe alții în speranță și încredere. Dacă găsești un material, măcar să-l arăți pe Cătălin în timp ce facem încheierea acestei ore de rugăciune, pentru ca să și să vadă exact persoana care e și are și soție și copil, să știți. Așa cum ați auzit de el. Poftim? Pe YouTube. Tot Cătălin Pacu, dacă scrii pe YouTube, îl găsești foarte repede și sunt materiale de la Speranța, măcar să îl vadă lumea, să știe despre cine e vorba, dacă n-am mers materialul ăsta. Frații mei, gândiți-vă la ideea că dizabilitatea lui și a Cristinei o putem avea fiecare dintre noi. Ce am face în condițiile astea? L-am dat pe Dumnezeu la o parte sau nu? Știți ce spun acești oameni? Mai bine cu Dumnezeu în dizabilitate decât fără Dumnezeu și pe picioare. Sau normal, valizi. Dumneavoastră ați putea spune acest lucru? De aceea, poate că din acest moment este timpul să vedeți cu alți ochi persoana cu dizabilitate, dincolo de dizabilitatea pe care o au. Și pentru asta ne-am dorit să ne rugăm pentru filiala Asociației Ridică-te și umblă, care se va înființa pe 14, pentru problemele dumneavoastră, dar pe grupe, pentru ca să aveți ocazia fiecare dintre dumneavoastră să vă rugați și să vă spuneți celor mai apropiați cu care sunteți și doriți să vă uniți în rugăciune, 3-4 persoane pe grupe, să vă puteți ruga toți. Pentru că fiecare dintre noi trecem poate prin diferite probleme. Și minutele următoare să facem acest lucru. Dacă doriți, să ne unim în rugăciune 3-4 pe grupe și apoi ne pregătim ușor-ușor de școala de sabat.